Salut trader, este data de 9 ianuarie. Am tot spus de acest prag de la 1.13, cred că v-am plictisit cu el și că atâta vreme cât euro-dolarul se află peste acest prag de la 1.13, favorizez creșterile. După cum se vede pe grafic, de mai bine de 2 luni de zile, paritatea se tranzacționează. Exceptând această spargere falsă, se tranzacționează în acest range strâns și odată ce acest range va fi spart, și evident că va fi spart la un moment dat, mă aștept și așa spune și teoria că mișcarea va fi foarte agresivă. Cum am mai spus-o, mă aștept ca această spargere să fie în sus, deci să avem o spargere peste 1.15, iar cotația, după ce sparge acest 1.15, să se îndrepte către pragul acesta major de la 1.18. De asemenea, mă aștept ca această mișcare să fie violentă în momentul în care se va întâmpla. Totuși, trebuie să așteptăm totuși să avem o închidere peste acest 1.15. Scenariul este negat dacă avem o închidere sub 1.13. Deocamdată, la fel, buy dips ar putea fi o strategie pe care să o adoptăm, căutând oportunități de intrare în jurul valorii de 1.14. După cum vedem, stă foarte bine deocamdată peste 1.14. Lira, la fel, are o tendință ascendentă. A avut această spargere falsă. Vedem acest pin bar cu codiță foarte lungă. Am revenit peste acest nivel de rezistență. În momentul de față se tranzacționează peste. Și aici trebuie să avem o închidere peste maximele acestea, de undeva de la 1.28. Și în cazul în care acest lucru se va întâmpla, 1.32, 1.32.50 ar fi zona de rezistență foarte importantă pentru lira sterlină. Dolarul australian, după acest schimbare, vedem că și-a revenit foarte puternic, a depășit acest nivel de suport care ar fi trebuit să ofere rezistență. În momentul de față se află în această zonă de rezistență minoră. Eventualele scădere ar putea și aici constitui oportunități de buy către acest nivel de la 1.74. Pentru asta paritatea trebuie să se mențină peste acest 0.7. Este și un prag psihologic și după cum vedem este dat și de grafic acest suport. Deci, buy dips undeva cu un stop loss sub 0.07, risk reward-ul în cazul în care avem o retragere, știu și eu, sub 0.71 ar fi foarte favorabil în cazul acestei parități. Dolarul neozelandez. Aici, dolarul neozelandez a fost mai puternic decât dolarul australian. Vedem că a avut și el o scădere, dar această scădere nu a dat un nou minim, s-a oprit în acest nivel de suport. Avem o lumânare cu codiță lungă. Depășim și acest nivel foarte important de rezistență. În momentul de față, piața se tranzacționează peste. Și cum am spus-o și în video precedent, mă aștept ca paritatea să-și continue drumul ascendent undeva peste 0.69. Dacă ajunge acolo, mai vedem. Oricum, scenariul este negat în momentul în care piața scade sub acest 0.66. De JPY.
USD-JPY, după ce a avut această scădere, acest flash crash, a revenit destul de puternic. În momentul de față se află într-o zonă foarte puternică de rezistență, zonă destul de lungă, de lată. Vedem undeva între 108.50, ea se extinde spre 109.50, deci undeva la 100 de pipi. Aici eu caut oportunități de intrare short. Dacă ne uităm pe 4 ore, observăm că piața începe să dea rateuri în această zonă. Totuși îmi trebuie un semnal clar de short și poate o intrare sub acest nivel. Este 108.50, deci o închidere a lumânării pe 4 ore sub acest nivel pentru a avea un risk reward favorabil. S&P 500. O să vorbesc și de S&P 500 un pic. Cum vedem, la fel ca și yenul, a revenit după ce a atins acest nivel de minim. În momentul de față se află și el într-o zonă puternică de rezistență. La fel ca și în cazul yenului, această zonă se extinde, după cum vedem. Este mai lată. Oricum, în această zonă aș căuta oportunități de sell, deocamdată nu avem. Ne-ar trebui o lumânare care să ne dea un semnal de sell. Atunci am putea iniția poziții short, stop loss-ul putând fi pus peste acest nivel, iar take profit-ul jos la 2360 pentru o retestare a acestui nivel de suport. Cam atât pentru această analiză. Vă mulțumesc pentru atenție. Cum am mai spus-o și în videourile precedente, puteți comenta pe YouTube sub acest video și voi răspunde tuturor. Vă mulțumesc încă o dată. La revedere!